Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru că au înșelat trei cetățeni moldoveni, care au fost exploatați prin muncă în Italia, după ce erau ademeniți acolo cu oferte tentante. Bănuiții s-ar fi prezentat a fi șefii unor companii, care intermedia angajări la Roma în schimbul a 400 de euro și le-ar fi promis victimelor că vor câștiga 80 de euro pe zi. Ajunși la Roma, muncitorii din Moldova au găsit alte condiții de muncă. Ei au fost nevoiți să muncească la negru în construcții și nu au fost plătiți pentru lucrările efectuate cu suma totală de peste 5.000 de euro care le-a fost agreată. După ce au fost reclamați, pretinșii directori de companii au fost reținuți de către ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS. Oamenii legii au efectuat 6 percheziții în locuințele, automobilele și biroul lor, de unde au ridicat înscrisuri de ciornă, telefoane mobile folosite de complici în scop criminal, copii ale actelor de identitate ale victimelor, dar și ale altor persoane calificate drept potențiale victime. De asemenea, oamenii legii au ridicat și un automobil dobândit în 2018 în urma activității criminale. Dacă vor fi găsiți vinovați de trafic de ființe umane cu scopul exploatării prin muncă, bănuiții riscă până la 15 ani de închisoare. Cei doi bănuiți au mai comis infracțiuni similare și sunt învinuiți într-un alt dosar gestionat de Procuratura Combaterii Criminalității și Cauze Speciale. În perioada 2017-2018, ei ar fi înșelat alte persoane cu oferte de muncă în Germania.